În plină criză a pieței forței de muncă, angajatorii români primesc o mână de ajutor din partea statului. Pentru fiecare absolvent al unei instituții de învățământ, angajat pe perioadă nedeterminată, în termen de un an de la absolvire, angajatorii primesc o subvenție de 900 de lei de la stat. Suportul financiar se acordă angajatorilor pe o perioadă de 12 luni, din momentul angajării absolvenților. Iar dacă angajații sunt persoane cu dizabilități, atunci angajatorul primește acea sumă de 900 de lei timp de un an și jumătate. Acest ajutor financiar este acordat de stat pentru că se dorește o stimulare a pieței forței de muncă, susțin reprezentanții Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Asta în condițiile în care, doar acum, pe timp de vară, numai în domeniile conexe turismului, e nevoie de 50.000 de angajați. Cu siguranță astăzi, dacă am avea 50.000 de oameni disponibili pe piață, ar fi absorbiți imediat. Numai de industria ospitalității, hoteluri și restaurante vorbesc. Hotelurile și pensiunile din zonele turistice sunt în impas acum pentru că găsesc greu angajați, iar la mare jumătate dintre unitățile de cazare sunt la un pas să le închidă ușa în nas turiștilor. În momentul de față, singura soluție pentru redresarea pieței forței de muncă în zona turismului ar fi importul unor angajați din țări sărace, precum Nepal și Filipine. Numai că legea românească prevede ca un străin să primească în mână minimum 2700 de lei, echivalentul unui salariu minim pe economie, în timp ce un ospătar de-al nostru, de exemplu, primește un salariu minim pe economie, adică circa 1200 de lei. La mare exemplu, eu vă spun sincer, 10% din unitățile se vor închide, că nu mai sunt oameni. Mi se pare normal un spălator de vase care vine din Etiopia sau din orice altă țară să aibă un salariu de 500 de euro minimum și un român lângă el care are acest post să aibă salariul de 350 de euro pe lună? O soluție pentru rezolvarea problemei forței de muncă pe lângă subvențiile oferite de stat ar fi modificarea legii. Nu avem altă șansă decât să aducem forță de muncă din exterior, iar această forță de muncă să poată să fie retribuită la nivelul la care sunt retribuiți acum românii, mai ales faptul că pentru ei trebuie să asigurăm și cazare și masă. Rămâne de văzut dacă în această vară angajatorii care activează în zona turismului vor angaja absolvenți de liceu sau de facultate ca să beneficieze de ajutorul de stat în cuantum de 900 de lei.